Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de Cuphead, da, aici împreună cu Paul. Salut, salut! Ajutor. Astăzi o să ne jucăm DLC-ul de la Cuphead pentru că a venit timpul și vremea. Am terminat jocul, dar mai avem DLC-ul cu destul de mulți, nu foarte mulți boși. Paul, cu mine avem acum antrenamentul, o să facem față 100%. Deci, da, nu uitați să apăsați și voi acolo un buton de like și să vedeți acolo linkurile în descriere. Am filmat și la Paul un Cuphead, un Way Out, pardon. Ajutor. Sunt puțin răcit, nu știu dacă se observă, dar e ok, filmăm aici, indiferent de timp, de vreme, de astea, dacă e război, noi tot filmăm, deci apăsați acolo un Studios like. Și Vriscop Studios, e tot ok. Exact. Deci, da, hai să vedem cu DLC-ul atunci care e faza. Ia să vedem. Am plecat cu barca. Într-o zi cu soare. Delicious last course. Ultima cursă, Paul, ești gata? Ajutor. Aici o să intervină un caracter nou. What could legendary Chalice be looking for all the way out here? Adică fata aia, știi, de-o eliberam când făceam muzee. Da, din muzee, da. Cuphead, nu știu, sper că e ok. Suntem departe de casă. Ia uite-o, mâncați-aș. Jumping Jelly Beans, băieți, ați reușit. Am vești noi. Aici am o prăjitură, luați o gură și pentru voi. Ia să vedem, Paul ia o gură. Ei, hey, yo, ce s-a întâmplat? Man, nu e ok, man, m-a schimbat o fată, man. Ți-ai făcut fantomă, dacă te uiți. Man, m-am schimbat, I'm a woman now, I can fight a woman. Nu e adevărat. Și a funcționat, sunt din nou vie, i-ai dat ei viața ta cum ar veni, nu mai sunt fantomă. Man, ce cringe. Man, vreau sufletul înapoi, man. Ok, urmă risc o gacică. Vă explic tot, pe oricum tu ești fantomă, ce să mai fac. De ani am încercat să găsesc o cale să cap din planul astral, dar nimic n-a funcționat. Până acum, băi, lăsați-mă să vă introduc cu Chef Saltbaker, the greatest chef, cel mai bun chef din toate ținuturile. Bine ați venit, prieten, bine ați venit la brutăria mea. Miss Charles, văd că cookie-ul a funcționat pentru tine. Oh, nu, o stele. Braero. Sunt fantomă din nou. Ok. I think that cookie tasted, but... Ok, funcționează, nu e efect limitat. Am venit cu o rețetă nouă, uimitoare, o singură gură și o să scapi complet din planul astral. Ok? Această tartă o va aduce înapoi la viață pe Chels. Scuzați-mă engleza. Așa. Numai o problemă, rețeta are nevoie de niște ingrediente speciale anumite. Care, așa... Tarta o va aduce înapoi la viață, așa, nu știu ce, hai să găsim ingredientele, cum ar veni. Și aici începe DLC-ul, hai să vorbim cu asta. Wow! Stay on your guard, cups. Gen cupe. Ok, cupe. Să-i aducem cupe. Ingredientele și amintiți-vă ceva cu ingrediente secret, mă rog. Bă, ce părerea mea... Hai să vedem. Da, dai skip oricum, deci nu te uiți. Mă rog, oricum nu contează. Ideea s-a înțeles, acum trebuie să găsim niște ingrediente. Încă un lucru, nu uitați să vă puneți charm-ul cu cookie pentru a o debloca pe Miss Charles. Ok. Da, mulțumim. Ok, deci cam asta e ideea, cred că s-a prins toată lumea cu niște ingrediente. Hai să vedem ce aici. E
Te vrei să-mi cânti o melodie? Hai să ne punem cookie-ul ăla. Părerea mea... în episodul trecut că-l pun eu, de fapt, episodul trecut spus, fii la jocul. Te las pe tine să joci cu el dacă am mai jucat. O să mai joc și eu anumit la câte un boss facem cu rândul, dar întâi te las pe tine să vezi. Ne-a dat 3 coini, te-a pautat de obicei. Nu lasă să citim ce zice acum. Hai lasă. Să vedem, extra. Nu, a, ne zice ceva cu news, cu Devil-ul că l-am bătut, că din astea. Mă rog, hai să plecăm de aici. Hai la șoc, ne-a dat... Nu, acolo, nu acolo. Aici, dar ce e aici? E un boss, man. Și știi, ăștia doi sunt buni? Da, man, dar îi luăm pe rând. Eu vreau să-i luăm de la ăsta primul. Vreau să-l batem pe ăla azi. Hai să mergem la shop să ne luăm. Aici e ăla. Good boy. Uite aici. Părerea mea e să ne luăm chestii de la shop. Ăsta e... ăsta e super bun. Îți dă un HP de fiecare dată când ai un peri, 3 periu și 3 periu. Asta deci, ce e? 3 HP. Ăla e o, ceva pentru un fel de ending secret, aia mai târziu, părerea. Îl poți cumpăra, dar n-avem ce face cu el încă. Și mai am bănuți, dar nu am destui pentru decât asta. Hai să o iau acum, că fac și welcome. Welcome. Ia și tu și... hai să-i dăm cu primul boss. Are you a good garbage? Ingredient pentru... secret. Pentru Mischels. Părerea mea, hai să vedem primul boss. Era să dai pe simplu, nu era să te bate pe... aio. Ok, Paule. Vezi că tu pe aia dai peri dând dash, ca să știi. E mult mai ușor să dai peri. Putem reîncepe pentru că acum am dat seama și de peri, te rog eu. Păi nu, lasă-mi puțin să vedem. Nu, vreau, am putem la seama de peri și-mi plăcea. Nu mai știu ce armă am pus, oare l-am pus pe la noi. Îmi zici că nu te-am lăsat pe tine să joci cu caracterul. E mult mai ușor cu ea, că gen, na, e și periurile mai ușor. Thank you! Dar superul ăsta de ți l-ai pus mai degeaba. Am să le schimbăm după. Ok. Fun fact. Dacă stai jos și dai dash, îți dai roll. Gen, vezi, știi, poți să treci prin chestii. Double kill. Double kill. Mai interesant. Acum o să dureze câteva meciuri până l-obișnuiesc pe Paul cu caracterul, dar... o să facem curând un meci, joci tu cu ea, un meci eu, mi se pare cel mai ok. Aici trebuie să ne ferim de asta cu mingea. Dacă te prinzi și te uiți la ăștia de dau cu mingea, o să te prinzi, că îs ăia de la insula trecută. Da. Fix. The Devil cu ăla, cu Zaru. Cu Zaru, da. Man, ăsta din mijloc zici că ești tu după ce te verberești. Man, urât. Da, e adevărat, man. Gata, phase-ul 3! Perfect, 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 perfect. Fii atent aici. Adelin ne-a înghețit. Gata. Man, du-te, man, cu Adelin. Tot mă aici joc cu Adelin. Ne batem cu stomacul, cu alea. Fii atent, ai grijă. Deci fii atent. Bă! Man, chiar îmi pare rău, trebuie chiar. Să dai peri pe astea, trebuie știu. Să dai peri pe astea. Men, halul ăsta, păi eu cum fac mâncațe și cu aia care trebuie să dau teșinte? Da. Păi da, men, la tine e mai ușor să dai pele, mie mai greu de aia zic, tu ar trebui să dai dash. Deci te uiți în primul rând unde dă, cu osul sau cu ce dă, ok? După care, când vezi că e pe la ultimele, urmează să dea o chestie de aia cu limba, vezi că face cu roz, acolo trebuie să dai dash. Bă, ești nebun, bă, îl batem! Paule, fii pe fază, că aici urmează. Ok. Adeline, fii... dragă, iar mă mănânci. Și trai, fată. Ok. Oh!
Nu știu dacă ating ceva, dar n-am atins nimic, dar e ok. Mamă, ce grea a fost asta de dat! Oh, shit! Hey, eu, ai văzut double ăla care ți l-am dat? Bă, vezi că mai aveam două vieți, deci cred că tot îl băteam, e bine. Hai că hey, e bine. Yo, Mr. Chalice! Miss Chalice! Miss! Body save! Îți place, Paule? Fute-me de aici. 2 din 3 HP, bă, nota 10, vezi că e bine. În afară că am rochia asta, nu-mi place, dar așa e ok. E, nu. Cred că aia îți place. Hey, yo. Mi-a dat căpșuni. Căpșuni. Ingredientul secret de la tarta aia. Bă, vezi că aici... Acum urmează... Până să mergem la boss-ul ăla, urmează să mai batem ceva. Te urmează? Scăriță? Aș vrea să batem... Un Ranengan, fel de sau? Boși. Un fel de Ranengan. Hai să vedem ce zice ăsta. Man, de ce-mi dă vibe cu ăla cu Zaru? Nu, nu are treabă. Ah, sunt regele jocurilor. Am câteva battle-uri. Așa... Dacă puteți bate... Îmi câștigați loialitatea în acestea, așa... Nu puteți folosi arme sau charm... Your weapon... Da, nu veți folosi arme sau charmuri. Trebuie doar să dați trebuie doar să dăm perii la astea, de fapt, cam asta e ideea. Hai, vorbește, Paule, românește, te rog frumos. Trebuie să dăm perii la ăștia. Ai zis că... Ai înțeles? Trebuie să le dăm perii. Atât. Place, man, cum nu e niciun pericat. E destul de ok să le dai perii. Nu e chiar atât de greu. La mine e mai greu cu ăsta, mâncați. Man, e ok din prima, din sunt pe lege. Ok. Deci ce trebuie să facem aici? Trebuie să dăm perii pe capurile lor roz la toți și îți bătuți. Bine că îi dă pe ăștia fără când am imunitate. Apropo, cred că ne putem face ultimata. Sau? Da. Băi, ești nebun, bă, vezi că dacă îmi pun aia de invincibilitate... Cred că... Asta e că nu avem voie cu... Ah, ba nu, ultimata putem. Nu avem voie cu charmuri. Hai că mai e doar unul! Bun! Acum am văzut că mai era doar unul. Nu mai contează nimic, l-am bătut. Băi, la cât am salvat și la final, acum și-am dat... Păi da, man, și eu te-am salvat și tu m-ai salvat și l-am bătut. Îmi place că eu acolo sunt cu fetița și aici cu băiatul, care e logica, nu știu. Bă, acolo ai jucat cu fetița, știi? E, eu. Am atât. Băi, a fost greuț un pic așa ăsta, n-am să te mint. Bă, te-ai ce de căpuț. Greuț, avem câțiva bănuți, dar încă nu. O, e, eu, mă, așa aici. I-am mai deblocat unul. Hai să-l facem și pe ăsta, că ne bai de bănuți. Mă, cac în bănuță. Ăsta crede-mă că e mult mai fain, ăsta o să-ți placă. Hai să vezi. Deci fii atent. Ăsta e șmecher. Deci ăsta e cu tactică. Trebuie să dai perii fix când e obosit, gen. Vezi? Și după să fugi. Ok, bine de înțeles. Bine de înțeles. Că la sport trebuie să-l învățăm. Deci stai pe lângă el ca să dea un atac de-a lui. Dar numai când dă unul special o să obosească, gen ca ăsta. Și te fugi și dai un... Te prins, uite și ăsta e de în ăla. Dar dai numai unul, că nu apuci mai multe, știi? Adică ai putea apuca două tu cu atât, dar e cam greu. Deci mai bine nu cred că încerci. Trebuie să stai acum aproape de el ca să își dea atac. Acum o să dea un super treci peste, nu-i problemă. No problem. Până te înveți, ok. Când am văzut prima oară la trailer, credeam că e boss ăsta. Bă, se pune ca un mini boss, sincer, doar că e prost. Ai înțeles acum ideea, hai că mai stau pot din asta să vezi. Stai pe lângă el, își dă un din ăsta normal. Când dă normal, nu ar fi bine să dai, numai când dă super, fugi repede, dai un peri și...
ai fugit. Câți periuri rezistă la cartea aceasta? Bă, rezistă destul de multe, de aia zic, să nu regretăm, ar fi bine să ne concentrăm când asta. Bă, ce mă enervează măgarul ăsta. A, gata, aparent mai erau multe. Perfect. Păreri cu acest boss fight? Am dat vibe de, de măgarul din Shrek, care a făcut acel lucru cu acel dragon, dacă îl știi. Bro, nu vreau, nu mai am zis din astea. De, dacă văd asta în videoclip, ar fi prea super. Ah, hai să mai facem un boss. Sau? Hai să mai facem un boss și încheiem aici episodul. Un ultim boss așa pe final. Acum e rândul meu să joc cu ea, deci să-ți schimbi asta. Nu. Ce-i ăsta? Să vezi cum e și cu altul ăla, nu-ți dă nimic. Nu e în capul gradat. Poți folosi ăla, da. Ok, hai să vedem. De fapt, stai să-mi schimb super-ul. Asta e mult mai bună, da, tot, gata. Hai să-i dăm. Are you ready, my friend? Nu. Wow! Man, de ce îmi dă vibe de ăla din... Vezi că ăia o să se redevină. Ăsta e ceva vrăjitor de... Ai Swizzard-ul din Clash Royale. Hai că... Efectiv, nu știu, mi-am plac mult cum ați făcut boss-ii din jocul ăsta și caracterele în general, așa. Stilul ăsta de desene din alea vechi. Phase-ul 2, Paul, be careful. Stai că mai știu cum făceam asta. Acum se face frigider. Deci fii atent. Mamă. Încearcă doar să te ferești de alea. Mamă, stai între. No, bă! Stai. Am uitat. Am obișnuit cu periu normal. Bă, dai. Bă, ce-i asta? Dai, should be like... Mamă, fii atent, Paule, că nu mai mult. Nu mai mult din phase-ul ăsta. Perfect. Hai. Bă, cât mai ții? Stare aici repede. Perfect. Good gameplay. Ți-a dat cu ochiul rol. Aici mai enervam cu astea. Fi pe fază, e ok. Mai am o viață. N-am cum. Scuze, Paul. Fuck. În același, bă, pe bune. Nu e rău, e ok. Bă, nu știu, de ce nu se mai punea pe periul ăla, nu știu. Mai enervant ăsta, dar e ok. Hai că cred că e bătubil acum, dacă ne concentrăm la maxim. Folosim puterea supernaturală a lui Xlader. Hai că e... Hai că nu are mult. Moment epic. Moment epic. Moment epic. Moment epic. Bă, cât mai are? Hai zi. Moment. Moment legendar. Moment în care spargem monitorul și ne băgăm la somn. Au. Suntem și noi obosiți. Cred că filmăm de o oră și 14 minute. Paule, să nu zici că ne-am întrecut mult peste program. O oră și 14 minute de filmat. Doi boși. Tot la 6 mă trezesc. Deci,
Hai că mai lăsăm și pe data viitoare mâncația și ne-a dat sugar cubes. Da. Cam da. Am bătut doi boși, am bătut doi mini boși din aceea cu periuri, dar mai lăsăm și pe data viitoare, cam atât ar fi cu acest videoclip. Am început DLC-ul, eu mă gândesc că îl terminăm în câteva episoade, nu e foarte lung, dar e greuț. Ne-a luat puțin astăzi cu acești boși, dar mai lăsăm și pe data viitoare. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest videoclip. Aveți în descriere canalul editorului, canalul lui Paul, Insta, link-uri, canal engleză, tot ce vreți. Deci da, apăsați și voi un buton de like și ne vedem data viitoare cu Cuphead. Pa, pa! Good boy! Bloody Thank you!